Președintele Senatului României a dat o veste foarte bună băcămoanilor. Aflat în Bacău pentru a participa la biroul județean al PNL Bacău, Crin Antonescu a vizitat și principalul obiectiv din domeniul sănătății, Spitalul Municipal Bacău. Surprins plăcut, chiar mirat de gradul avansat de realizare a lucrărilor la noul spital din Bacău, Crin Antonescu a declarat că finalizarea execuției Spitalului Municipal va fi sprijinită 100% din bugetul de stat pe anul 2014. Eu nu știam și nu credeam că este atât de avansat. Și am avut o discuție și astăzi cu domnia sa și cu ceilalți colegi parlamentari din perspectiva bugetului pentru 2014, care tocmai se construiește, pentru a da o mână de ajutor la finalizarea acestui obiectiv în cursul anului următor. Sumele se cunosc, calculele sunt făcute. Cât au mai rămas? Eforturile financiare pe care le-a făcut municipalitatea, primăria, sunt copleșitoare, sunt practic cea mai mare parte și sumele care mai sunt necesare sunt bine cunoscute. Spitalul Municipal Bacău, investiție unică la momentul demarării, respectiv în timpul guvernării Tăriceanu, nu a fost susținut financiar de către diverse guverne PDL. Astfel, din cele circa 42 de milioane de euro necesare construirii spitalului, contribuția guvernamentală de la începerea lucrărilor până la schimbarea guvernării s-a ridicat la doar 800.000 de lei. La începutul guvernării USL, respectiv în luna noiembrie 2012, Guvernul României a alocat suma de 5 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la Spitalul Municipal Bacău. În ceea ce privește finalizarea lucrărilor la noul spital, obiectivul de maximă importanță pentru sănătatea băcăuanilor va fi dat în funcțiune în 2014, subliniază primarul Romeo Stavarache. Eu nu pot să spun un termen anume, pentru că sunt foarte mulți factori care concurează la un termen mai mare sau mai mic de finalizare, un termen mai lung sau mai scurt de finalizare. Dar ce pot să vă spun este că în anul 2014 acest spital va fi dat în funcțiune. Valoarea totală a proiectului Spitalului Municipal Bacău se ridică la suma de peste 218 milioane de lei cu TVA inclus, sumă în care sunt incluse elaborarea proiectului tehnic, lucrări de construire și dotarea cu utilaje, echipamente tehnologice și echipamente tehnico-medicale.